A fost incendiu puternic de vegetație uscată astăzi în cartierul Satul Nou de la marginea Slatinei. Mai multe case, dar și adăpostul de câini de la Sărăcești au fost în pericol după ce 3 hectare de vegetație uscată au ars. Localnicii au ieșit speriați din curți. Doar un drum de câmp despărțea gospodăriile lor de incendiul de pe deal. A luat foc, nu știu să zic exact ce s-a întâmplat. Le-am dus niște apă la pompieri. Pompierii încearcă de mai bine de jumătate de oră să stingă incendiul care se manifestă pe o suprafață întinsă. O casă este în pericol să ia foc. Inițial au ajuns aici 3 mașini de pompieri. Pompierii au solicitat sprijinul colegilor, iar în acest moment sunt 5 echipaje cu apă și spumă care acționează și încearcă să lichideze cât mai repede posibil acest incendiu, pentru că în zonă sunt mai multe case care sunt amenințate de flăcări. Au mai fost incendii aici? Nu, nu. E prima dată de când locuim noi aici. Noi locuim din 2021. Și de la ce credeți că a luat foc? Probabil o țigare, o sticlă, să strâng o grămadă de copii care beau aici jos, seara. De la ce credeți că a luat foc? Păi de la un om. A dat cineva foc? A dat cineva foc. Misiunea a fost dificilă, a fost vânt, iar pompierii nu au avut acces cu autospecialele pentru că incendiul a izbucnit pe un deal. Este greu de estimat suprafața, fiindcă este pe deal. A fost dificil să intrați cu autospecialele? Observați și dumneavoastră drumul cum este, din toate laturile nu este asfaltat, este drum pietruit. Foarte greu. Vă încurcă și vântul? Vântul, căldura, flăcările foarte mari. Focul a fost lichidat cu greu de pompieri. 2 ore le-a luat salvatorilor să lichideze incendiul. Potrivit celor de la ISU Olt, au ars 3 hectare de vegetație uscată, mărăciniși și resturi menajere. La fața locului a intervenit și echipajul SMURD, însă, din fericire, nu au fost victime. Potrivit celor de la ISU Olt, a fost al 3-lea incendiu de vegetație care a izbucnit astăzi. Pompierii au mai intervenit la Piatra Olt, unde au ars 20 de hectare de vegetație, la Fărcașele, precum și la limita județelor Olt și Dolj.